Doamne. Pentru că în multele ore pe care le petrecem împreună, constat că visele ei devin totuși realitate, am să-mi permit să vă recit o poezie intitulată Visele 10 volume. Îți doresc cu mult mai multe volume de vise. Bunicioare, și prospecte, și etaje, și femei, visele 10 volume. Citește din capul grei. Și o dusă neîntreruptă, două zile iau, se ceartă, una e ziua cea venită, alta e ziua care pleacă. Deschid semaforul în gară, pleacă timpul, gârgâind și presim doi pași alături, sprijinindu-se pe rând. Ulicioare și prospecte și etaje și femei, roi de albine rușinate, veacă în țeapă în călcâi, însoțind lume disprinte, ca elita pe împărat, cu torsura voioșiei, el în casă ne-am intrat. Au gospodărit o vară, pe bordel l-au mai citit, așteptându-mă cu o vorbă. N-am știut și n-am venit. Ulicioare și prospecte, și etaje și femei, visele 10 volume, începând cu clasa 1, și o față închipuită și un nume presupus, mi-au rămas în ochi doar fulgii. Dansul lor urca în sus și mă simt în toate înlinsă, dar supusă, nu pot fi. Sunt datoare cu iubire clipei în care voi muri. Thank you.
trăim clipi rare de frumusețe și înălțare sufletească și aceste clipi le datorăm apariției unei cărți, ofrandă omenie, semnată de Renata Berejanu. Zic că apariție, fiindcă la această oră apar greu cărțile, se scriu greu, apar și mai greu, ne confruntăm cu probleme deosebite și organizarea acestei țări este, după mine, și o frumoasă idee și un bun prilej de a ne lumina sufletele, fiindcă nu atât sărăcia materială este periculoasă, cred eu, cât sărăcia cu Duhul. Și această sărăcie cu Duhul ne-a amenință pe de-a dreptul ființa noastră. Renata Berejanu, deci, ne propune o carte de sinteză în care e dragoste pentru un neam, e duioșie și afecțiune pentru cei apropiați și e răutate, ca să zic eu așa, pentru călăi, derocați și pentru toți netrebnicii. Renata Berejanu are caracter. Este calitatea de căpetenie, aș zice, a poeziei sale. Și este o calitate care probabil trebuie să o urmăm și noi, oamenii de cultură, cărora ne este greu la ora aceasta. Ea, pe cont propriu, și-a editat această carte, pe cont propriu editează această frumoasă revistă de cuprinți care adună în jurul ei foarte și foarte multe talente. Pe cont. Și vreau să-ți cânt un cântec care sper că ți-ai găsit lucrurile în el. Un cântec de versul Marelui Crost, poetul Mircu Marcovski, spune-mi o vorbă. Thank you.
acasă cu trei zile în urmă. Așa am înțeles că cânticul, versul Balansoar, ar fi cam așa. Thank you.
de natividad de nazma, de-l pomenit Ara, de mai trăiește în Roma, cu numele măcar, să știți că el se află departe, la sarmați, sub niște aștri paliți, și atât de depărtați că în oglinda mării nici când nu se răsfrâng, barbaria mie țară. Aici, de aceste țărmuri, de boală o suc, printre sarmați sălbați și geți cumplit o duc, și bate vântul aspru în țarin de pelin, și apa mi-e amară la pontul euxin, și nu-mi priește hrana și niciun medic nu-i, să-mi stingă suferința la anii mei de stui, cu înalta lui știință. Nici prieteni nu să uită lungi la pasă, prelungul meu a fost. Căci voi peripeice și parcă sunt umblând prin preajmă umbra morții și mă lua curând. Și n-am niciun prieten să-mi stea la căpătări. Îndepărtări și umbrei tale rămân. Te bucur, iubitor. Și nu mă căina, eliberare dulce înseamnă moartea mea. De chinurile lumii privește ce fug, vreau spiritul să meargă cu trupul meu pe rug. Nimic, nimic să nu rămână pe acest râm străin, să-mi spulbere cenușa pe pontul euxin. Căci dacă din ce spus ar Pitagora cândva, că spiritul rămâne nemuritor, așa eternități de-a gândul la pontul euxin. Vă arată și unul răsfărit de la tine. Vă arată și o umbră prin spinii mari uscate. Doar pentru mani sălbatici și umbră de sărbați. Și te mă rog, iubitor, să spui pietrarilor să sape pe piatra de mormânt. Pentru drumez din vremuri, acest modest cuvânt, sub piatra asta doarme, odihnit. Zis Nazo, ce-a premărit iubirea, talentul l-a ucis. Dacă ai iubit vreodată un pic cărarea, lasă-o și spune fii somnul mai mare. Mă mulțumesc cu atât că ești doar lăsată în cărți, ce în viitor vor bate pământul în patru părți și ori înfrunta al vremii adânc necunoscut să afle generații cum ele m-au pierdut. Și multe ți-aș mai spune și ți-aș mai ieșira, dar mi-e uscat în gura și nu mai pot uita. Și spune sănătate, ce părăsit străinii, repus de suferință la pont. Sunt într-adevăr la o sărbătoare de marcare a treptelor acestui neam și în această sărbătoare este foarte evidentă această mișcare a neamului spre n-aș zice că nu știu ce și nu știu cum, dar spre un scop foarte clar, mi se pare că trei de fiecare de noi, pentru că acești mici copii care aici au evoluat pe această scenă, care au venit la această sărbătoare, care au venit cu atâtea cuvinte frumoase, sincere, pentru Renata Bologeanu, pentru această sărbătoare, este o mărturie vie că, marcând aceste, câți, 25 de ani? Nu știu ce, ce au împărcătură, dar orice caz că este... De la naștere. De la naștere, dar uite. La renaștere.
și această linie, asta deja o privește, chiar acum, dacă această linie ea va trece așa în tăcere, e destul pentru a numi o, în anume această personalitate, o figură foarte marcantă în cultura și aportul care l-a adus ea cu poezia, cu energie, cu dragoste față de acești mici prinți care mâine o să devină regi acestui neam. Eu cred că deja merită laude și cele mai frumoase urări de bine și dă Doamne să-ți fie calea și în viitor. Deci, că ești sigur, fiindcă acești mici prinți chiar o protie, când se face tot posibil ca să te simți bine în sânul acestei dragoste mari și acestor talente. Eu mă pur și simplu mă mir că tot ce se pe acest pământ, nu că nu mai pui o piatră și răsare, dar nu știu ce se întâmplă aici, că toți care au avut fericirea sau nefericirea de a nimerit pe acest pământ, căpătau trăsăturile acestui neam. Ce s-a întâmplat cu țiganii? Țiganii când cânte, de fapt, lăutăriile. Ce s-a întâmplat cu evreii care iarăși cântă lăutăriile? Se întâmplă, uite, m-a mirat aici Nicușor, care cu un vers atât de proaspăt a apărut. Eu i-aș dori, sigur, că toate cele mai frumoase note care încă nu sunt scris, să le culeagă, fiindcă are tot posibilul. Toate, eu cred că are marea fericire de a fi azi reprezentanta acestei mici, dar foarte promițătoare generații. Uite, chiar încă o chestiune aici, foarte interesantă. Eu, majoritatea timpului petrec la Moscova, în Rusia, și scriu pentru ruși. Mă fac și eu ca alergat. Dar e o chestie, eu rămân totdeauna cel care sunt. Aici se întâmplă o chestie foarte... Ruslana, care a venit aici pe scenă, rusoaică, cântă în felul care nu se cânte în Rusia. Se cânte cum se cânte la noi. Extraordinar. Este, pur și simplu, iarăși o mărturie că vița aceasta, acestui neam, este atât de trainică și puternică, că ea influențează și asupra tuturor culturilor care sunt aici. Nu că le nădușe, din potrivă. Le face altfel, le face aparte, le face mai frumoase. Deci eu doresc la toată lumea care are azi această bucurie de a asista la această sărbătoare și la cea care o să ne privească să vă asculte, numai bine, să ai pe pământul nostru acest noroc de pace și să ne vedem în sfârșit cu două maluri la acest frumos și pur și simplu cel mai scump pentru noi și pentru mine în special Râul Bistru, să ne vedem împreună, să ne auzim în pace și cu Renata Berejanu, împreună cu micii prinți care ne vor arăta toate tot viitorul nostru pentru noi, pentru că sunt mai copii, dar cred că cu ajutorul lui Dumnezeu o merge împreună în toată generația. Și vreau să mă întrebesc puțin la care. Thank you.